Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Lucruri de care ai nevoie în pustie, partea a doua. I-a dus fără nicio grijă ca să nu le fie frică. Psalmul 78, versetul 53. Te poți găsi în pustie și să fii acolo din voia lui Dumnezeu? Da. A pornit pe poporul său ca pe niște oi, scrie în Psalmul 78, versetele 52 și 53, și i-a povățuit ca pe o turmă în pustie, i-a dus fără nicio grijă ca să nu le fie frică. În pustie ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum nu L-ai cunoscut niciodată până atunci. Așadar, după călăuzire, de ce ar mai fi nevoie? De ce a mai avut nevoie Israel și avem și noi nevoie pentru a supraviețui în pustie? De hrană. Cineva a calculat că ar fi fost necesare aproximativ 26 de vagoane de alimente zilnic pentru a hrăni atât de mulți iudei. Ori nu încape nicio îndoială că pe atunci nu existau trenuri și nici căi ferate. Însă ei au avut ceva cu mult mai bun, pe Dumnezeu. Timp de 40 de ani, El le-a trimis zilnic mană, hrana perfectă, la ușa corturilor lor. Cantitatea era în funcție de nevoia fiecarei familii în parte. Și Dumnezeu și-a arătat credincioșia față de ei în fiecare zi. Așadar, dacă situația economică te face să simți teamă și să te întrebi dacă Dumnezeu poate să-ți poarte de grijă, iată cuvântul pentru tine astăzi. El poate și vrea să te hrănească. Poate nu-ți va da tot ceea ce îți dorești, dar sigur îți dă tot ceea ce e necesar. Dumnezeul căruia îi slujim nu este în criză. El nu cunoaște recesiunea. David a clarificat asta în Psalmul 37 cu versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Un misionar a spus-o altfel: unde mă trimite, acolo mă duc, ce-mi dă să mănânc, aceea înghit. Gândește-te, timp de 40 de ani, un popor întreg, traversând deșertul, nu a dus niciodată lipsă de hrană. Dumnezeul lor este și Dumnezeul tău. Așa că astăzi puneți încrederea în El și nu te mai îngrijora.